Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM avem plăcerea să-i cunoaștem pe autorii contemporani, cei care scriu istorie în zilele noastre și fac asta reuniți într-o colecție generoasă denumită Biblioteca de Proză Contemporană, care deja aniversează un an la editura Litera, iar unul dintre autorii pe care aveți plăcerea să-i descoperiți în această colecție este Liviu G. Stan. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit! Să începem de la Salamandre, să începem din altă parte. De unde a trebuit să începem să-l cunoaștem pe Liviu G. Stan? De unde vreți. Bun, haideți să o luăm cu începutul. De unde pasiunea asta pentru scris, dincolo de preocuparea profesională? Pentru că un jurnalist, nu, în primul rând, cred că este preocupat de cuvinte și de cum să le aducă mai bine în atenția publicului. În general, e asta povestea cu scrisul. Întotdeauna la mulți scriitori nu prea a avut de-a face cu un talent cert încă din copilărie. Dacă e să mă uit la mine în copilărie, eram un elev puturos, așa, care scria compuneri mai mult sau mai puțin aberante, care luau întotdeauna note foarte mici la școală. Deci asta este copilăria mea în privința literaturii. Contactul, în schimb, cu literatura, la modul unei îndrăgostiri definitive, a fost undeva pe la 16 ani, când am luat contact cu avangarda românească, cu poezia lui Tristan Țara chiar, care m-a dat pe spate, pur și simplu. Și când am văzut că se poate scrie o asemenea poezie, am zis, ia să încerc și eu să o fac. Și începând să scriu poezie, după toate regulile poeziei avangardiste, cu dicteul automatic, pur și simplu dând frâu liber fluxului, unui flux continuu care întrecea prin cap și să notez tot ce întrece prin cap, am început încet, încet să prind drag de literatură. Și de aici încolo a început o aventură destul de complicată cu literatura, pentru că îți mănâncă mult timp și multă disponibilitate pentru socializare. Că tot a devenit acum socializarea o comoară neprețuită a vremurilor noastre. Nu e complicat pentru un jurnalist cultural să scrie? Pentru că altfel, în alte contexte, el este cel care îi analizează pe alții, acum se lasă analizat de alții. Dacă este complicat să scrie... E complicat din multe puncte de vedere, dar nu are neapărat de-a face cu jurnalism. Pentru că mie mi-a adus foarte multe daruri activitatea în presă, în strictă materie de scris, că m-a ajutat să mă adun, m-a disciplinat. E complicat cu scrisul, pentru că în general ești cumva pe tușa vieții. Tot timpul ai senzația asta că nu participi la propria ta viață, ci ești doar un vizor care stă și studiază, fie propria familie, propriul trecut, fie oamenii. Așa, tot timpul ești într-o carlingă în care e o relație de neutralitate cumva cu orice persoană, oricât de dragă ți-ar fi. E un handicap ăsta. Nu e neapărat unul dintre cele mai comode handicap. Aș ajunge la Salamandre și, înainte de a intra cumva în subiectul cărții, am o curiozitate. De ce Cotroceni a ales ca zonă? Cotroceniu? Cotroceniu este un cartier foarte interesant. Eu am tot plimbat prin el mult, mult, multă vreme până să ajung să poziționez o parte din acțiune în cartier. El are așa o tentă distopică, Cotroceniu, pentru că oamenii aici nu prea interacționează unii cu ceilalți. M-am uitat așa la ceea ce înseamnă vecinătatea. Un cartier rezidențial, cum este Cotroceniu, sau semi-rezidențial, pentru că el între timp s-a uzat destul de mult, adică nu mai este Cotroceniul anilor 90. Și senzația este, mă plimbam prin el, că oamenii aici vin, nu locuiește nimeni în aceste case, vin, joacă niște roluri de vecini, vecini cu bani, vecini care interacționează puțin unul cu celălalt, vecini care stau prin aceste încăperi, dar care de fapt nu locuiesc aici. Și la finalul zilei, ca sau orice job, pleacă acasă. Și că, de fapt, în Cotroceni nu locuiește nimeni. Toată lumea se mișcă ca și când ar fi aici un soi de parc de distracții, dar foarte serios, un parc de distracții al turbocapitalismului de București, să-l numesc așa. Bun. Și atunci am zis că, uite, pot proiecta aici un soi de distopie care să pornească de la un experiment de genetică socială, având ca bază Cotroceniu. În Salamandre, cumva, porniți de la niște întâmplări reale?
Da, sunt două părți, sunt inspirate de două știri, printre care una 2018, mi se pare, nu mai țin minte când a fost, cu o stație spațială a chinezilor care scăpase de sub control și nu se știa atunci unde anume va pica acea stație spațială. Și mi se pare că se discutase și despre România la un moment dat, a circulat această informație vagă. Și am zis, măi, ia să vedem dacă... Mi-am imaginat cum ar fi să cadă o stație spațială în România, într-o zonă rurală, într-un sătuc, amărâți oamenii după ce au venit inundațiile peste ei, se trezește cu o stație spațială condusă de un program de inteligență artificială scăpat de sub control, un algoritm, așa, care prăbușește stația spațială. Și de aici am început. Și mai este prima parte a romanului, un traficant de organe care este și chirurg și care are la bază tot o știre. Iar celelalte două părți ale romanului sunt pură ficțiune, adică nu au la bază niciun element decupat din realitate. Cât de greu este să scrii proză în zilele noastre? Proză care să fie și citită mai apoi, pentru că așa sunt mulți scriitori care scriu și scriu pentru ei. Proză e... Proza supraviețuiește, indiferent ce s-ar întâmpla, proza supraviețuiește față de poezie. Are niște avantaje pe care poezia nu le are în bătălia cu atenția noastră tot mai erodată din cauza ceea ce înseamnă revoluția social media, care ne strânge pe toți într-un cadru foarte micro, în care nu mai putem digera decât micronarațiuni, o postare pe Facebook sau tot ce este din ce în ce mai mic. Dar lumea încă vrea povești. Lumea este interesată de povești până la urmă, că de-aia se uită și la reality show-uri, de-aia se uită și la clipulețele de pe TikTok, pentru că și aceea este o formă de poveste până la urmă. Chiar și voyeurismul de pe TikTok, în care ne punem toată viața, ne aruncăm acolo încercând să obținem și noi puțină popularitate, este tot o formă de narațiune, o formă de povestire. Are tot un soi de încărcătură literară, dar neșlefuită. Și din moment ce societatea este plină de povești care abia așteaptă să fie pescuite, nu e chiar atât de greu să scrii proză. Problema este, da, într-adevăr, să ajungă să fie și citită. Că aici ne lovim de multe impedimente. De asta mie mi se pare cumva când se spune, domnule, că românii nu citesc. Nu, ei citesc, acum depinde ce citesc. Literatură mai puțin. Acum depinde și ce literatură, pentru că țin minte în perioada de glorie a târgurilor de carte de la noi, lumea se călca în picioare acolo, mai ales în weekend, în notai, prin mulțimi de oameni care cumpărau și cumpărau cărți, dar ce se întâmplă cu cartea aia după ce au cumpărat-o? Că aia poate să ajungă și să se pună praful pe ea în bibliotecă și să stea acolo mult și bine. S-au citită două, trei pagini. Și iarăși, aici este problema cu cartea și cu cititul. Bine, asta e discuția de acum câțiva ani, când foarte multe ziare populare aveau niște colecții de cărți, se cumpărau foarte bine, da. Și după aceea ce se întâmpla cu acele cărți? De acolo pornim. Colecțiile acelea au fost totuși au făcut un bine. Ele, pe termen lung, măcar au stimulat acolo. Acele cărți există, totuși există. E bine că există prin case. Hai că nu citește mama, hai că nu citește tata. Hai că nu citește băiețelul, dar poate surioara va citi la un moment dat una dintre acele cărți. Deci a fost o șansă pentru piața de carte, toată acea colecție, care mi se pare că a fost inspirată după model italian, că italienii au fost cei care au creat modelul ăsta la Republica, nu mai știu exact. Bun, dar de acolo. Dar dincolo de acest model, poate mai există o explicație. Oamenii nu mai citesc în forma asta clasică în care ne-am aștepta, da. Și citesc altfel. Da, 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 pentru că, la urmă, orice epocă are un model cognitiv de simțire a poveștilor. Iar de când cinematograful a ajuns să ne regleze centrii noștri emoționali și vizuali, în principal, și advertising-ul și întreaga cultură vizuală a secolului 21, e normal cumva ca rezistența la formatul clasic de carte sau la fraza mai complicată, mai stufoasă, la textul mai complicat să fie din ce în ce mai mic. Adică dacă James Joyce se plângea când a ieșit Ulise, în care era în secolul romanului aproape și se plângea
că nu a avut reacția pe care și-a dorit-o. Păi să fi trăit acum James Joyce și să scoată acum Ulise, păi nimeni nu i-ar fi publicat în primul rând romanul, nici nu vreau să-mi imaginez ce reacție ar fi avut de la edituri. I-ar fi spus că e nebun, că este analfabet. Nu vreau să-mi imaginez. Da, bine, fiecare perioadă cu provocările ei și până la urmă e bine să existe și niște nebuni din ăștia frumoși care să pună în piață contraintuitiv cumva niște lucruri. Absolut, absolut. Bun, pentru Liviu Gestan, cât de greu se naște o carte? Care e procesul creativ? De unde pornește totul și cât durează de la acea scânteie până la momentul în care, ia uite, intră în Biblioteca de Proză Contemporană colecția de la Litera? Păi Salamandre l-am scris în 2 ani și cam atât îmi ia să scriu un roman, în general 2-3 ani. Și el poate începe de la ceva. Poate fi de la o imagine, poate fi de la o senzație, poate fi de la o idee, poate fi de la o replică pe care am auzit-o sau poate fi pur și simplu de la un personaj care mi-a rămas în cap, cu care am interacționat la un moment dat. Și încet, încet, încep să croșetez în jurul lui, până când începe să se creioneze ceea ce va deveni un roman. Nu am o rețetă, adică mi-e foarte greu, chiar și la 4 romane sau cât am scris, mi-e foarte greu încă să-mi dau seama cam care e comportamentul meu de scriitor, pentru că de fiecare dată a fost foarte diferit cu fiecare roman. De pildă cu precedentul, cu Filip Manachis, o poveste europeană, pornește de la războiul din Ucraina, care mie mi-a declanșat un roman distopic, un război din viitor, care are loc într-o țară imaginară, care nu e nici în Balcan, nici în estul Europei, dar e pe acolo, pe undeva. Așa, și mi-a fost declanșată de războiul din estul Ucrainei și de rapoartele de geopolitică pe care le citeam. Deci, poate veni și dintr-o zonă cu totul aridă, literar. Cât de mare e presiunea după aia de la o carte la alta, pentru că bănuiesc că e dorința asta de a fi și mai bun, și mai citit, și mai rapid eventual în următoarea lansare. Cât de mare e presiunea? Eu încerc să-mi înfrânez atitudinea de hărnicie așa și stahanovismul în a scoate de fiecare dată la 2 ani distanță. Eu încerc să nu am presiune pentru că nici nu am genul acela de cititori, un ocean de cititori s-a spart conducta la mine, să zicem, și e o presiune enormă, comercială, pe a scoate un roman cât mai repede, ceea ce pe undeva este foarte bine că nu am presiunea asta, că să stau să-mi bat capul și legat de chestiunea asta. Dar presiunea este ca să dau romane din ce în ce mai bune și romane care cumva să se lipească puțin de realitate. Mie îmi place imaginația, dar nu-mi place să trăiesc atât de mult în imaginație, să mă închid în ea. Vreau ceva care să percuteze puțin pe realitatea imediată, chiar dacă asta poate fi o capcană, pentru că realitatea imediată se schimbă de la o zi la alta. Ești ca într-un accelerator de evenimente, astăzi este, mâine nu mai este. Ești pur și simplu, de fapt, ca într-un haos de știri. Exact. Realitatea imediată are aproape valabilitatea unei știri a început să aibă în această societate foarte, foarte accelerată în care trăim. Cum îți măsori succesul? În reacțiile pe care le primești de la critici, din ce în ce mai puțin pe piața românească, publicații de specialitate, dacă criticii sunt puțini, publicațiile și cu atât mai mult, sau de la oamenii obișnuiți, care nu sunt neapărat niște cititori profesioniști, de la vânzări, cifre? Vânzări nu. Mă simt bine când văd oameni obișnuiți care n-au nici încri, nici în mânecă cu lumea literară neapărat, să zicem așa, sau care nu au o pregătire axiologică bine pusă la punct față de literatură. Mă simt bine. În schimb, întotdeauna eu am căutat cumva în romanele mele, care sunt destul de complicate, să dialoghez cu oameni cu care am multe în comun și s-a întâmplat ca să fie în general din lumea scriitoricească. Și eu nu cred acel scriitor care zice că nu se lasă măgulit de opinia avizată a unui alt coleg de breaslă. Întotdeauna te vei lăsa măgulit de opinia unui scriitor, mai ales unul care înțelege ce ai vrut să faci acolo. Și cumva, dacă acel om înțelege ce ai vrut să faci acolo, a înțeles și ce ai vrut să îi oferi lui. Dar evident că mă bucură să aud
că un om obișnuit îmi spune că, băi, uite, romanul ăsta al tău pe mine m-a scos dintr-o zi mizerabilă pe care am avut-o, că am găsit acolo, e și o frază. Este în regulă, înseamnă că cartea, măcar pe două pagini și-a făcut treaba, chiar dacă nu și-o face în totalitate. Foarte greu acum să mai plouă cu capodopere ca în secolul XIX, perioada de glorie a lui Dostoievski. Pentru că acolo a fost un întreg context al epocii, când acele cărți explodau ca niște capodopere. Deși și acum avem și noi un context destul de complicat care ar trebui descâlcit de scriitori. Pentru că s-a văzut că nu de fiecare dată când și-au băgat scriitorii coada a ieșit bine, dar uneori a mai ieșit bine din anumite evenimente globale când au început să sape și să interpreteze prin literatură lucruri cu totul și cu totul complicate sau paradoxale. Apropo de reacțiile celorlalți colegi, cum sunt? E o lume din asta rea, dură sau există și lumea literară? Da, sau și există și schimburi de amabilități și chiar vă există, ajutați între voi. Există chiar și prietenie, am cunoscut și prietenie în lumea literară, dar e o lume la fel de, să folosesc un cuvânt dur, la fel de otrăvită ca lumea politică, pentru că și în lumea politică sminteala vine de la putere. Puterea și orgoliul. Și unde este în general multă putere și mult orgoliu, aici puterea nu se măsoară în literatură prin putere politică, dar se măsoară altfel. Și unde e vanitatea, e foarte greu să fie un mediu respirabil. De asta nu știu cât scriitori ar putea spune că se simt foarte bine în mediul literar. Și e și consumator, e cronofag mediul literar, îți mănâncă foarte mult timp dacă stai să intri în idilele lui, în conflictele lui, dacă stai pe la mese ca să participi la toată acea efervescență de bârfe a mediului literar, care s-a schimbat între timp, pentru că nu mai este atmosfera, de pildă, anilor 80-70, când, dacă vrei să ieși puțin din realitatea asta mizerabilă, hai să zicem că puteai avea o șansă prin boemă să te mai perinzi cât de cât. Dar nu, e un mediu complicat, adică chiar îți trebuie rezistență. Sau te poți sta cumva pe tușe, să încerci să stai pe tușe. Uite, eu pe tușe încerc cel mai mult să stau. Să scriu liniștit. S-au schimbat cumva atitudinile unor colegi din această, nici nu știu să-i spun breazlă sau care ar fi denumirea corectă pe care să... Bulă, hai să folosim bulă, că tot e la modă, bulă. Bulă. Această bulă. E foarte interesant într-o conversație pe Zoom cum pui accentul. Rămânem în această bulă în care ne învârtim. S-au schimbat cumva percepțiile față de jurnalist? Acum, uitându-ne față de autor, încearcă cumva oamenii să se repoziționeze? Nu, n-am simțit nimic de genul ăsta, nu. Pentru că nu sunt perceput așa ca fiind jurnalist, nici eu nu mă percep, ci ca un om care lucrează în presă. Mai degrabă, pentru că e foarte greu în ceea ce numim noi acum jurnalist, să te mai consideri jurnalist când ești pur și simplu un briceag elvețian care trebuie să facă de toate într-o redacție. De la content, SEO și altele de genul ăsta. Știm cu toții cu ce se mănâncă la ora actuală, ce înseamnă să stai în spatele unui site. Este foarte rar ajungi să faci jurnalism și în general ajungi să faci SEO sau toată suita aceasta nebunească de scule de marketing care se află în spatele unei știri și al unui contract de publicitate. Deci, jurnalism e... Eu am un soi de jenă să mai consider că sunt jurnalist. Da, până la urmă, toate lucrurile astea ajută și pe autorul Liviu Gesta atunci când vrea să-și pună un titlu, nu? Pe piață. Da, evident. Asta da, strict așa ca și cum ai numi o etichetă utilitară, ca și cum ai spune că, nu știu, piciorul e picior, cam așa ceva. Dacă lucrezi în presă și ai făcut și tu cândva jurnalism, zici că ești jurnalist, că nu există deocamdată o altă etichetă. Dar probabil că o să, în viitor o să existe și o altă etichetă. Bun, am pornit discuția cumva de la aniversarea colecției de la Litera, de bibliotecă de proză contemporană. În această perioadă este și un întreg festival creat în jurul prozei contemporane și aș vrea să te întreb care sunt lecturile pe care ni le-ai recomanda de la niște autori contemporani. Să spun că cele pe care am apucat până acum să le citesc din colecție, pentru că ea a crescut foarte repede.
Iau cu ce citesc zilele astea. Citesc romanul care urmează să apară lui Dan Stanca, Înainte de Întuneric, romanul Doinei Ruștii, Patru Oculte, romanul lui Radu Găvan, Iisus din Întuneric, romanul lui Mihail Victus, Toate păcatele noastre, antologia de proză fantastică contemporană 13, care e un eveniment editorial, pentru că în istoria ultimilor, să zic, nu știu, 50 de ani, cred că au fost vreo două antologii atât de proză fantastică. Și acesta a venit chiar ca un eveniment editorial, pentru că nu e doar o antologie, e mai degrabă un soi de compilație de proze fantastice, care acoperă o pătură foarte largă de stiluri din proza fantastică românească, foarte interesant, pentru că e un filon destul de prost reprezentat până acum și în critica literară românească, proza fantastică. Și romanul care a primit marele premiu de debut acum, Translucid, un roman excelent, încă nu am apucat să-l citesc, dar sunt sigur, din tot ce am auzit din editură, e un roman colosal, Translucid, al lui J. Părbulescu. Și cam atât. Cred că e o listă destul de măricică până acum, din câte am apucat eu să citesc din colecție. Ocupă o vacanță și jumătate pe puțin. Bun, pentru cei care vor să-l urmărească cu mai multă atenție pe Liviu Gestan, cu ce carte a trebuit să pornească lectura dacă n-au avut până acum ocazia să te citească, să te descopere? Ele fiind foarte diferite, pot începe cu oricare. Pentru că, deși eu am un anumit univers al meu, stilul fiecărei cărți este diferit. Pot începe chiar cu acest roman cu salamandre, pot începe cu romanul de debut din 2014, Sânge de pasăre pe haine, sau pot începe cu al doilea, cu Casele vor uita, sau cu al treilea, cu Filimanachis, o poveste europeană. Sunt trei cărți, sunt patru cărți total diferite. Deci vor cunoaște o variantă de-a mea. Pe mine integral, nu știu nici dacă le unești pe astea patru, dacă apar eu pe acolo integral, că eu încerc să stau cumva în spate, foarte în spate, față de personajele mele. Fiecare roman are și o miză morală, a trebuit cumva, după fiecare roman, luat așa un timp și gândit, asimilat? Da, într-un fel da. În Sânge de pasăre pe haine, de pildă, în debutul meu, este un roman despre reproș, despre forța reproșului de a infesta memoria unei familii. Acolo avem o familie, sunt două generații, între care se află foarte multe reproșuri. Și eu, la vremea aceea când am scris, eram foarte interesat de tema reproșului. Și studiindu-l și în filme, așa, simțindu-l și pe propria piele ce înseamnă reproșul, am zis să scriu un roman despre reproș, pentru că am văzut așa cum evoluează și cum erodează reproșul trecând de la o generație la alta, cum se extinde acest venin. Sau în Salamandre, unde avem mai multe. În primul rând avem în cazul acestui chirurg care este traficant de organe, putem vedea felul în care obsesia față de putere poate perverti un om, pentru că acest chirurg nu face afaceri cu organe doar pentru bani. Nu era vorba de bani, era o formă de putere, pentru că el concepea corpul uman într-un mod geopolitic, ca pe o harta lumii. Și că el putea manevra vieți pur și simplu manevrând organele dintr-un corp în altul sau deschizând un corp și operându-l, evident. Da. Deci există o latură morală în fiecare în parte, dar prefer să-i las să descopere, nu vreau să dau prea multe din cărți, că cine știe, poate vorbesc prost și omul nu mai ajunge la roman după aceea. Există deja următorul roman în minte? Da, există. Am mai multe, de fapt, am început vreo 3 sau 4, așa, jonglez între ele, nu știu pe care le voi abandona și care dintre ele va rămâne până la urmă. Există, da, există, dar nu pot să spun mai multe despre el pentru că sunt încă într-o zonă
care nu s-a creionat nimic concret, doar că tatonează anumite zone. Însă, legate de tot de realitatea imediată. Am înțeles. Ok, avem teme și lucruri de urmărit în perioada următoare. Liviu Gestan, mersi mult pentru această discuție și ne vedem la festival să descoperim și alte cărți românești din Biblioteca de Proză Contemporană de la Litera. Mulțumesc mult pentru invitație. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.